Pe parcursul anului 2023, inspectorii chinologi, în colucrare cu patru pezii de serviciu, au documentat 176 de cazuri de transportare ilicită a mărfurilor, produselor accizabile și a celor interzise, în sumă totală de peste 5.330.000 de lei, informează secția relații publice a Serviciului Vamal al Republicii Moldova. Potrivit secției relații publice al Serviciului Vamal al Republicii Moldova, au fost înregistrate următoarele cazuri. 116 cazuri de transportare ilicită a mărfurilor cu valoare totală de 3.836.698 de lei, 38 de cazuri de transportare ilicită a produselor de tutungerie, depistate peste 533.200 de țigarete, în valoare de peste 1,5 milioane de lei, 14 cazuri de transportare ilicită a substanțelor psihotrope și precursori, anabolizante, substanțe narcotice, 8 cazuri de transportare ilicită a armelor. În rezultatul depistărilor produselor de tutungerie și a mărfurilor tăinuite în scopul transportării ilicite cu implicarea directă a echipelor canine, în cadrul posturilor vamale au fost supuse procedurii confiscării speciale 7 mijloace de transport cu stabilirea și achitarea contravalorii acestora.